unde se folosește cuvântul democrație, acolo și libertate. Voi, adică, întrebarea mea e dacă asta credeți, într-adevăr, că în democrație se ascunde libertatea oamenilor? Mai multe libertăți. Ce înseamnă libertate? Libertate personală. Nu e ca adică eu aș vorbi de libertăți democratice, cum este libertatea presiei, libertatea cuvântului, libertatea alegerii și multe și nu, asta, drepturi care vin la urmă, într-un fel, asta duce și la libertate personală. Nu. Dar nu credeți că democrația e, de fapt, un sistem autoritar, dar făcut cumva cu mult mai inteligent decât celelalte? Cu ambalaj frumos? Da. Da. Gândiți cum mai bine doar. Doar că ele se duc la un alt nivel. Adică nu neapărat la nivel de țară, cum se duceau celelalte sisteme. Dar duc totul la un grup anumite persoane care au tendința să țin sub controlul lumii întreagă.